pomenirea stă de vorbă cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvintează ori de câte ori avem ocazia să ne rugăm Domnului. Că rugându-ne, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu, așa cum stăm noi unii cu alții, Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, dorim ca în continuare tot ceea ce facem să fie sub privirea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ne bucurăm în dimineața aceasta că Diana, nepoata fratelui Vasile, a ales să aducă fetița, un nume așa de frumos, Selin, la binecuvântare. Poate unii se întreabă unde este tatăl. Tatăl este de altă religie și ar fi foarte greu să intre într-o biserică creștină. Dar nu este lucrul acesta atât de important. Important este atunci când înțelegem că noi copiii trebuie să-i lăsăm să vină la Isus. Așa a spus Domnul Isus, lăsați copilașul să vină la mine. Nu poate da binecuvântarea nici nașa, nici nașul, nici moașa, așa cum se spune la mine în zonă. Nu poate da binecuvântarea nici păstorul, nu poate da binecuvântarea nici preotul. Binecuvântarea o dă Dumnezeu. Și cel mai important este atunci când alegem să punem copiii noștri în brațul lui Dumnezeu. Unii se întreabă, oare de ce pentecostalii sau pocăiții nu botează copiii de mici, să-i stropească cu apă așa cum este obiceiul? Și eu am fost stropit de mic. Nu m-am născut în familie de creștini. Dar decizia botezului trebuie să ia omul când este matur, când îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar nici botezul nu te mântuiește. Botezul este spre mântuire, spre pocăință. Este un lucru pe care ești dator să-l faci, ești obligat să-l faci ca să poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este pașaportul de care avem nevoie ca să trecem granița. Dar trebuie pașaport pus o viză. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute să-l cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea invităm pe Diana aici în față cu Selin. Așa obișnuim de fiecare dată să stea, care vin la binecuvântare, copilașul mai în față. După care, în dimineața aceasta, orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare. Copiii au o cântare de binecuvântare pregătită. Domnul se binecuvintează. În timpul